Poți să-ți iei orele de canto online? Adică e... Tehnologia asta, mă rog, cu tehnologia. Da, deci e clar că e nevoie de acolo de 5 minute de adaptare. Și că, da, e puțin mai impersonal, dar nu avem ce face, pentru că nu suntem unul lângă celălalt. Dar asta nu te împiedică și nu împiedică pe nimeni să-și continue orele și pregătirea. Indiferent că face ore de canto, de alt instrument, de teatru, de pictură, profesorul poate să fie lângă tine acolo, să te sfătuiască în continuare, să te ajute, să facă exerciții cu tine, indiferent de context. Este vorba doar tu, ca și elev, să ai deschiderea necesară și să realizezi că nu este un capăt de țară și, cum am spus, e nevoie de 5 minute de readaptare puțin la noul vibe, noua senzație pe care o ai făcând oare până la urmă cu un telefon sau cu o tabletă, dar suntem tot noi, ne auzim foarte bine și putem în continuare să ne dezvoltăm. Deci aș putea să iau niște ore cu tine în care tu să mă înveți să punctez. Nu. Ah, ok, așa, da.